Why you wanna let me go? Nah, nah, now. Are you saying that to change your mind? For love or pity? Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now? Till the morning light. Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Dragii mei, astăzi este sâmbătă și bine ați venit la a treia zi de daily vlog. Mi-am făcut și eu o cafeluță aici, am cana aceasta tare frumoasă, este una dintre preferatele mele. Poza aceasta este de la Crăciun, cred că de acum 2 ani și cana am primit-o cadou de Sfântul Ion. Mi este tare, tare dragă. Am venit aici să vorbesc puțin cu voi pe canapea, o am și pe Bubulina mea în brațe, pentru că doare burtica. Am pus-o în ou ușor, dar nu are stare de ou ușor, așa că o luat-o mami în brațe aici, că imediat plecăm afară oricum. Mi-a dormit destul de binișor azi noapte, de la 12 până la 5:30, iar apoi de la 5:30 până de la 5:30, până am alăptat-o, schimbat toate cele, pe la 6:30 cred că a dormit, da, mami, până pe la... 8:30, 9, cam așa. Astăzi este sâmbătă, astăzi vreau să gătesc ceva, vreau să mai aspir încă o dată aici în bucătărie, pentru că aici se face tot timpul mizerie, cum ieșim afară cursul, cum băgăm căruțul, scoatem căruțul. Aseară am fost la sală, vreau să mai dau câteva kilograme jos și simțeam nevoia să ies puțin așa doar eu. A venit al meu acasă pe la 9, cam așa a ajuns și el acasă, a luat-o pe Bubulină, l-a luat pe ursul și au plecat în parc. Eu m-am echipat, mi-am luat căștile și am plecat la sală, m-am relaxat pentru că mi-am pus o carte în căști, am ascultat o carte și am făcut acolo treaba. În seara asta o să încerc să vă iau cu mine, nu știu dacă o să reușesc să filmez cine știe ce, dar o să încerc. Vreau să merg și în seara aceasta. Mâine nu știu, că mâine e și al meu liber și cred că o să stăm toți. Deși e posibil să mă duc jumătate de oră, nu zic nu. Mâine, la fel, trebuie să mergem la biserică, să-i facem fetei molifta. Am sunat până la urmă și ne-am asigurat că este cineva acolo, așa că mâine o să mergem. La ora 12 trebuie să fim acolo și să așteptăm până se termină slujba. O să meargă și prietenii noștri pentru că vor să-i facă și ei băiețelului, așa că o să mergem împreună și da, vedem noi ce mai facem astăzi. Când am început seria aceasta de daily, mi-a fost teamă că nu o să am ce să filmez pentru voi și că nu o să reușesc să mă țin de el 7 zile, dar ideea e că în fiecare zi se găsește ceva de făcut și sper din suflet doar să nu fie plictisitor pentru voi. Dar aceasta este viața de zi cu zi și treabă prin casă, mâncărică, ieșim și noi afară. Nu, mami? Ceva răsit prințesa mea care s-a zgâriat pe nas. Până dimineața! Pentru că nu toate badiurile au chestia asta și azi dimineața s-a zgâriat puțin pe nosul, care decât un punctuleț, dar eu acoperim mami mânuțele și o pilit unghiuțele. Da, pentru că mi-au crescut de când mi le-ai pilit ultima dată, nu? Mergem și noi, ursul deja ne așteaptă în curte. Îmi beau și eu cafeluța. Aseară am pregătit
și pentru mine și pentru al meu. Am făcut ovăz, am pus căpșuni, ovăz, banană, afine, o lingură de miere și am pus lapte peste și le-am lăsat la frigider. Am mâncat și al meu azi dimineață, asta o să mănânc și eu. O să-mi iau vitaminele pentru sarcină, pentru a lăpta de fapt. Și cam atât. O să plecăm și noi în parc. Haide! Haide! Haide, iubire! Hai! Ia lemnul, mami! Hai! Așa, iubire! Haide, mama! Haide, mama! Îți place, mami, lemnul ăla? Haide! Hai că mami pleacă! Am venit de afară din parc, am coșul de rufe acolo în spate și m-am pus aici lângă ei. Ursul s-a urcat imediat lângă Milada aici pe canapea și Milada a dormit afară, dar s-a trezit, o să doarmă ea înapoi și eu vreau să merg la baie, să-i fac ursului baie până doarme ea. Mami, ești obosită, mami. Tot scoate sus, eu bagă înapoi. Da, frumoasa mea, poftim. Uite, te ajută și ursul, îți dă un pupic. Sufletul meu, e atât de blând câinele ăsta, nu știu. Deci nu știu. Îi super iubesc. Noi mergem la baie, mami, da? Mergem să facem baie la băiat. Da? Mergem să facem baie la băiat. Da, mami. Te iubește, mami, mult. Am dezghețat aseară niște cărniță de pui. Vreau să fac o supă și vreau să mai fac... Am dezghețat vinete. Vreau să fac vinete cu maioneză și nu știu ce o să mai fac. Aș vrea să bag niște linte în supa de pui. N-am folosit niciodată linte, dar am să încerc să văd dacă o să ne placă. Opa, așa. Am luat fetița puțin pentru că e așa obișnuiește să doarmă, doar că eu nu am mai ținut-o așa în ultima perioadă din cauza buricului, pentru că nu a avut buricul complet vindecat și am cam evitat să o ținem pe burtică. Dar odată ce o să adormă profund, o să o iau și o să o pun în baby nest, iar apoi mergem la baie să-i facem ursulețului băiță.
terminat și eu cursul și mi-am prins iarăși moți aici. Se aude pe aragasca, am pus niște cărniță ca să fiarbă, să fac o ciorbiță. O să pun morcov, cartof, o să pun și linte și cărniță de pui. Apoi vreau să fac vinetele, le-am dezghețat încă de aseară. Sunt vinete de casă, de la țară. Le-am lăsat în strecurătoare aceasta ca să iasă toată apa din ele. O să toc o ceapă și o să adaug peste ele 3 ouă pe care o să le mixez. O să le mixez pe toate împreună cu ulei până o să se facă maioneza peste. Iar apoi am mai dezghețat o caserolă de ciocănele. Încerc să golesc din congelator, că trebuie să ne ajungă pachet astăzi, mâine, nu știu, din România. Și nu mai am loc în lăzile frigorifice, încerc să fac loc pentru ce vine de acasă. Am niște ciocănele, le-am dezghețat și cred că o să le bag la cuptor cu niște cartofi de desubt pentru în seara aceasta. Iar pe mâine să avem ciorbică, salata de vinete. Mai beau și eu din cafeluță, că nu am apucat să o termin. Așa, e mai frumoasă așa, cu partea asta. Mi-a luat destul de mult să-l spăr pe ursul, pentru că el este mare și chiar a fost destul de murdărel. Dar am terminat și cu el. De fapt, mai mult îmi ia să curăț baia după ce îl spălăm pe ursul. Dar acuie și el dincolo, în pat, doarme de când l-am spălat. Tot timpul după ce îl spălăm, acolo stă cu orele până se usucă, stă în pătură și doarme ore întregi. Așa că, da, mai beau și eu din cafeluța mea și mă apuc să fac păpică. Am venit să vi-l arăt și pe ursul cum stă. E aici în pătuț, a fost tot învelit în pătură, dar văd că și-o mai tras-o de pe el, cred că s-a încălzit. Dar lasă așa, că dacă s-a încălzit, știe el de ce a dat pătura jos, nu, mama? Ce bine e să fii curat! Te lasă, mami, mă duc să fac papa! I should have kept you close, I should have held you tighter, cause in my book you were my favorite chapter. And when we left each other, damn, what was I thinking? Thought there was no answer, so blinded to believing. Now you're probably thousands of miles away, and it's been years since I've seen your smiling face. And even though I took measures for all my pain, I still dream about you lately and hallucinate. Yeah. Lost maiden, where have you gone? Please come back to my heart. I'm out here waiting for you to go. Oh, I never should let you go. Feeling hollow. I wish I could have followed, then I spent my nights alone. Cause without you in my life, I'm always feeling hollow. I'm cleaning up, no longer wasted, waking from this nightmare back when we were young, making these promises of everlasting. Starting fresh is anesthesia, shadows, and you feel I'm repeating moments with another, only able when I'm drunk. Why do I miss you as if you are departed, when you might be lucky and dearly beloved? And through it all, I still have this damn obsession, can't seem to break out this spell, can't stop. Regret, I'm content of all the little things in front of me. No more thinking of you then. No more praying you were doing well. No stressing if I hear them wedding bells. But if I wanted to be selfish, I wouldn't be able to help it. I wonder.
am pus supica la foc, am terminat și vinetele, cam așa arată, am pus și linte, am luat pielița de pe pieptul de pui, morcovei, abia aștept să mănânc. Acum mă duc să schimb fetița și apoi mai am de curățat ciocănelele, să le condimentez, să curăț cartofi și să le pregătesc, să le las în cuptor și numai să le dau drumul înainte să vină al meu. Cum mă schimbă mami fetița, dă-mi! Schimbă mami fetița, să fie fetița curată. Dă-mi frumoasă în ea. Dă-mi frumoasă în ea. Te iubește mami mult. Te iubește mama mult. Da, mama. Iubește mami fetița. Da, mama. Frumoasa mea! Blândețele mele! Vai de mine! Vai de mine! Ce super victorie are mami aici! Am curățat și eu cartofii ca să bag la cuptor. I-am condimentat cu sare, piper și puțin usturoi granulat. Iar acum vreau să condimentez ciocănelele pe care le-am curățat de pielița aceea, pentru că nouă nu ne place absolut deloc. Și o să le condimentez la fel cu piper, sare, o să pun puțină boia iute, usturoi granulat și o să pun și puțină pudră din aceasta de curry. Nouă ne place tare mult la carnea de pui. O să pun după ciocănelele peste cartofi și o să le bag la cuptor. Foarte, foarte simplu. Și cam atât. Noi cred că o să ne mai auzim mai încolo, cel mai probabil când o să merg la sală. Yeah. Stepping in the spot like she own it. Looking like the world is your runway. She can set it off like a gunplay. Oh my. Yeah. Talk of the city with that body. Always getting praised like it's Sunday. She said, baby, what you gonna do about it? Loving your vibe, girl. That energy got me going. Yeah, that thing's so vibrant. I wanna know if you can give me the keys to your heart, baby. All I need is you. All I need is you. Ewe Muleji, you right next to me. Moji Mule na Vanemia Yila. Vanemia Yila. Ewe Muleji, Mami Venaki. Moji Mule na Vanemia Yila. Vanemia Yila. She says she need me like heartbeat. Drive me to bed like a RV. Hugging the curves on that body. She bring the heat like wasabi. Promise not to test your heart. Never. We just can't be kept apart. Yeah, yeah. Baby, you the best by far. Always go the extra mile. Yeah. Doar ce am ajuns și eu acasă și mi-am dat seama că nu am încheiat acest daily. Sper din suflet că v-a plăcut. Nu uitați să-mi dați un like dacă v-a plăcut, să vă abonați canalului, iar noi ne revedem în vlogul următor, adică mâine. Vă pupăcesc tare!